Onorată asistență, stimați miri, stimați prieteni, dragi apropiați, ai mirilor și miresei, cu deosebită plăcere, vă salutăm astăzi în fața altarului civil. Stimați oaspeți, sunteți martorii unui frumos eveniment în viața acestor doi tineri frumoși și îndrăgostiți, căci astăzi își vor depune jurământul pentru toată viața. Căsătoria presupune un frumos eveniment în viața a doi tineri, îndrăgostit și frumos. Presupune un drum frumos, plin de evenimente, și mai puțin plăcute, și mai fericite, dar împreună, la bine și la greu, veți depăși toate momentele dificile. De aceea, stimată mireasă, să nu uiți niciodată de nobila și sfânta menire a femeii de a da naștere prin întruparea angelică a copiilor. Tu vei fi flacăra care va aduce lumină, speranță și armonie în căminul familiei voastre. Iar dumneata, stimat mie, o flacără ca să fie veșnic vie, are nevoie de o susținere. Vei fi veșnicul solidar acestei familii prin înțelegere, ajutor și armonie, o vei susține pe soția ta toată viața. Și în prezența tuturor să ne promiteți că o să vă iubiți, o să fiți o familie demnă de urmat, fericită și adevărați patruți ai țării noastre. Ne promiteți, nu? Da. Fie ca toate greutățile ce le veți întâmpina în drumul vostru de familie să vă unească și mai strâns și să vă fortifice dragostea. Dar să nu uitați niciodată, puteți să le cereți ajutorul prietenilor, nașilor, părinților și celor apropiați. Să nu vă sfiiți să cereți ajutor și să luați exemple bune de la familiile deja formate, să urmați calea dreaptă, fericită și onorată, să înregistrez căsătoria acestor doi tineri frumoși și îndrăgostiți, care astăzi, la data de 4 mai 2021, își vor uni minile pentru toată viața. Deci, ca să nu vă obosim mult, o să procedem la cea mai importantă întrebare, cea mai importantă parte a comuniei civile, și o să începem cu stăpânul casei. Stimat miile, prin liberul consimțământ, în conformitate cu codul familiei, sunteți de acord să luați în căsătorie, la bine și la greu, pe domnișoara Popescu Cristina? Da. Da? Ne bucurăm. Și domnișoara Popescu Cristina, în conformitate cu codul familiei, la bine și la greu, luați în căsătorie pe Bogdan Vasile. Da. 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 Bravo. Da. Ne bucurăm de o răspuns afirmativ, frumos. Dacă o să vă apropiați, dumneavoastră ați spus și un dat frumos, dar o să vă apropiați sau consemnați în actul de căsătorie, să semnați în două exemplare, să punem la ea, așa la ea, așa, și încă un exemplar, și dumneavoastră, în două exemplare. Mulțumim. Mai ce ați scris, venița nu se taie cu vărdița, da? O să-i arătăm întregi lumii, că ați spus un da frumos, afirmativ. Și acum, permiteți-mi să rămânez cel mai important document al familiei voastre, este certificatul de căsătorie. Eu vă doresc să-l purtați cu demnitate,
să-l mulțiți doar cu certificate de naștere și să fiți mândru de familia nou formată. Felicitările noastre! După cum ați menționat în certificatul de căsătorie, se menționat în rubrica numele după căsătorie, Bogdan și Bogdan. Felicitări pentru familia nou formată! Mulțumim frumos! Mulțumim! Așa, îmi voi! Și după o frumoasă tradiție, o să vă îndemnăm să culegeți din această cupă cu greu perghetele dumneavoastră de căsătorie și să vedem cât de atenți ați fost voi când le-am amestecat aici și să propunem un concurs, să vedem cine o să fie cel mai iute în familia voastră. Da, o să vă dăm un start și ar găsiți reciproc dumneavoastră, găsiți-a soțului și invers. Start? Păi da. Da, care doriți? Să vedem cât de bine vă cunoașteți. Și... Bravo! Așa, și cum vreți să fie soția, să fie mitșoară, să cheltuie pe joc banii ca soțul să obosească. Îmbrăcați acest ineluș ca simbol al dragostei voastre veșnice. Și așa cum linia nu are formă rotundă, nu are nici capul, nici sfârșit, așa și dragostea voastră să nu aibă sfârșit niciodată. Felicitările noastre să vă fie de bine cu familia nou formată, să aveți în preajmă doar îngeri păzitori, să fiți înconjurați de oameni dragi sufletului, să fiți să primiți în casa voastră cu inima caldă, deschisă, oaspeți dragi sufletului, să fiți sprijinul părinților și să vă iubiți copilașii toată viața. Felicitările noastre, felicitări pentru familia nou formată și casă de piatră vouă, vă dorim să vă fiți bine. Da. Da, dar e ca de unde să ne ducăm în urmă. Bravo, bravo. E aplaudeu,